Astăzi, în cadrul ședinței de Cenaclu, o să începem acel atelier literar pe care de data trecută, la inițiativa prietenului Sandu Ciocioi, ne propuneam să-l realizăm și îl vom, adică vom comenta textele scrise de Vali Horișcă. După aceea vom avea un portret de autor, Valentina Hacerian. Vom continua cu lecturi din creațiile personale ale membrilor Cenaclului și o să stabilim, cum ne ruga doamna Florica, pentru data viitoare să vedem ce ne propunem să facem. Și cartea doamnei Volcinski, zicea dânsa că vrea să... Da, cu toată plăcerea. Deci e unul din, cum să spun... punctele. Rapsodii de toamnă. Întâi să vedem cine dorește să ne citească data viitoare. Vreți să citiți dumneavoastră? Da, dacă e vorba de... Dar rugămintea puteți să le multiplicați la un xerox, adică să faceți niște, cum am făcut acum, niște vreo 6 exemplare din fiecare text. Sau, uite, sau le aduceți aici și vă ajută doamna Florica, vedem cum procedăm. Deci, așa facem. Și astăzi ce este, ca să știu eu cum postez pe Facebook? Deci astăzi este atelier literar, comentariu la textele domnului Vali Horișcă. Deci, și portret de autor doamna Hacerian. Poziți, poziți. Deci, comentariu. Și să stabilim din timp ca să nu mai... Da. Data viitoare este în când? 18. 18. Deci, hai să ne notăm 18. Noiembrie. Așa, păi, și data viitoare trageți linie și ca să facem, tot am făcut pauză acum. Păi haide să îl ascultăm pe domnul Horișcă. Aveți textele multiplicate, vă rog să urmăriți și să comentați. După aia să vedem fiecare ce are de... Din cerul senin, noaptea își ridică cortina din stele, descoperind zorii reci al păstrii. Păsări de foc cântă priluri străbune, soarele scoase din aur ei. Verde cărunțe ivește pe coaste, trezit de lumina trezită din cer, pacea pictată cu vise merețe, zboară ușor pe garduri de fier. Și frumusețe în jur, neștiută, de ochii noștri stropiți cu venin, raze de suflet cu nună zorii, lăsând cortina din cerul senin. Aștern picturi, de dorul tău pictez lumina, cu tuse dense de țărut. Tuse. Cu tuse, da. Păi era chiar nepotrivită metafora asta. E vorba de pictură. Oricât ne-am străduit să o... Deci, începe lumina, de dorul tău pictezi lumina. Aștept picturi, de dorul tău pictezi lumina, cu tușe dense de sărut. Desen cu gândul și cu mâna, ca nu cumva să pot să uit. Amestec albul cu dulceața,
din măr, din poame și din vin, și în răsărituri dimineața presor parfumul din teren. De dorul tău pictez sonate, le ascult și în pânză le spluptez, iar în cuvântul de pe carte aștept picturi ce le visez. Cornii înfloriți. Sus, în vârfuri de coline, ploaia își caută așezare, unde fum un drumul pleacă spre orizontul de argint. Norii adunați în turme și în prăștie din ape, dizolvând conturul sumbru dintre cerul și pământ. Stele apar sub umbra ploii, chemând dorurile mele, chemând oamenii în case lângă mese cu povești, iar crenguțele de aur ale cornului în floare nu te lasă înspre stele, dar te îndeamnă să-l privești. Aerul încălzit de spate a ieșit la promenadă, urmărind perechi de oameni, ei fiind îndrăgostiți, și pe alei s-aud cuvinte, undeva vorbește ploaia, însă dorul meu se plimbă printre cornii înfloriți. Frunza prefăcută în ceară, ecouri galbene se scurg printre coline, camerea pe o margine de fac, cămașa sufletului meu se vrea pe tine, ești pentru mine anotimpul cel mai drag. Afară, frunza prefăcută iar în ceară și acel gutui cu rol de felinar s-au îmbrăcat în miră sub tău iară, trezind în mine patim iar și iar. Și trece toamna cu romanțe la ureche, trăgând din urmă friguri și pustiu, te țin de mână pe cărarea veche, iar, eu, iar tu dispari în infinitul albăstrâu. Flori de jasmin, scutură vântul flori de jasmin, ginga și petale pictează cu albă, vagi amintirii necate în valuri, de dulce parfum cu gust de pelin. Scutură gândul flori de jasmin, ochii mei leagănă chipul tău drag, praf de polen, polen mi se așterne pe prag, unde mai plânge tăria din vin. Scutură gândul flori de jasmin, casa din mine și închide ușa, suflând prin geamuri toată cenușa, să nu o găsească niciun străin. Înrudit cu tine, m-am înrudit cu tine, bătrânule amur, în seri cu multă liniște la poarta dumitale, prin satul meu de ceară se aud cum ape curg, mireasa, miroasea duminică, miroasea casă mare, și cerul parcă-i pâinea ce-i scoasă din cuptor, și orizontul parcă-i o margine de pâine, în serile de ceară, din sat izvoare curg, m-am rodit cu tine, amurgule bătrâne. Și când în clopot sună un fir de sărbătoare, punând în casa mea pe masă vin și flori, să știi, pe prag, la poartă aștept ca dumitale să intre în ogradă. Te aștept atâtea ori. Sărută toamna! Azi toamna strânge pașii făcându-și iarba liza. Se uită în depărtare de n-a uitat ceva. Își cheamă iar taxiul, plecând încet spre gară, zâmbește printre lacrimi ce plouă undeva. Și ultimele frunze, pozând în haine negre, îi dau din mână parcă, temându-se de fulgi, prin ceața frumurie pornește a gale trenul, te rog sărută toamna cu care tu te duci. Și spune-i ca prin albul imaculat al iernii și prin aroma dulce a florilor de mai, îi voi găti camara aici la mine în suflet și o aștepta să ningă cu aur peste plai. Cărări de toamnă, când zările se îmbracă neguri ca și luna, vopsindu-și ochii albaștri cu brunuri pământii, încep a-și cerne pomii din brațe frunza dulce, iar aurul din lume se așterne pe câmpii. Prin norii grei de ploaie zbor păsări întristate,
că azi din nou se îndreaptă pe drumuri prin străini, iar soarele își mai stinge din focul de altă dată, îmbrățișindu-mi plaiul cu ale sale mâini. Se îngărânțesc copacii și via și gutuiul, arzând ca lumânarea într-un măreț altar. Pe vei căreri de toamnă se plimbă vinul tânăr, amețitor de dulce, amețitor de amar. Strop ruginii, ruginiți, cerul își pune cercei ca argintul, pudrându-și obrazii cu roz de parfum. Fomii își aruncă din nou haina scum, acoperind căldură pământul. În bluze de ceață se plimbă orizonturi, pe alei îmbrăcate în vechiul veșmânt. Cu răbii de flum, fum, suflăm pânze cu vânt, plutind spre anotimpul ce-și strânge din corturi. Și ploaia cu strop ruginii, ruginiți în serarea, căzând în dantele de nori fumurii, în zare se adună regrete pustii, iar toamna le ajută să uite trădarea. Și miros de măr. Septembrie întoarce clepsidra și ascultă cum frunzele cad în culori de nisip, iar nori îmbrăcați în eșarfe de păsări acoperă cerul pictat de anotimp. În umbre de veri, ierbii se culcă arome de struguri, de piere, de vin, de gutui. În suflet se așterne tristețe sau poate regrete că vara în suflete nu-i. Și zboară în zări game calde de popor, pe aripi de vânt cu arama în par, sub păr. Soare în păr, sub soare se naște povestea de naur cu numele toamna și miros de măr. Astea le-am dat de mult. Eu am e, nu chiar așa de mult. Am avut pregătite, dar de dimineață am plecat undeva ca aici, am venit mai devreme. Însă am uitat să le iau, că aveam numai poezii religioase. Și aveam și făcute mai multe, bineînțeles. În orice caz, textele astea probabil că nu sunt întâmplătoare, nu știu ce intenție ați avut când mi le-ați dat atunci, dar cred că cei de față s-au convins de talentul dumneavoastră poetic și acum, în urma discuțiilor, o să vedeți și părțile alea mai puțin bune, ca să spun așa. Cine dorește să înceapă discuțiile? Bine ați venit, domnul Coliță. Ia să încep eu, că dacă îmi dai voie. Te rog, Sandu. Că pentru mine e foarte plăcut să-l văd pe domnul Coliță în această postură. Eu nu știu decât în cele sociale, politice, care, spun sincer, nu prea îmi plac, pentru că sunt pentru manifestații, pentru stradă, pentru... Mă rog, acolo sunt niște lozinci care rimează. Pe când aceste versuri sunt cu totul și cu totul altceva. Și mă surprinde lucrul acesta. Nu mă așteptam. Pe cuvânt de onoare, vă spun, adică știți că mie ce mențeamă și eu. Sincer, corect. Nu mă așteptam la aceste versuri. Are versuri foarte frumoase, chiar dacă unele poezii nu sunt chiar împlinite din toate punctele de vedere, pentru că sunt multe pentru a fi o poezie rotundă și perfectă. Dar are metafore surprinzătoare, care, dacă ar ști să le lege între ele și să facă un chiar frumos, să pornească de la un rând la celălalt, fără să simți tu că pornește alt vers, exact cum ar fi să se nască din vers alt vers, ar fi foarte bine. De exemplu, ai versul acela cu miroasea duminică. Care e foarte frumos. Care mi-a plăcut foarte mult și care mai explică miroasea ceva. Eu nu pot citi acum și de asta spun doar ce mi-a rămas în minte. Cum ai miroasea duminică, el ia citește în miroasea duminică, miroase acasă mare.
E, uite, aici strici, miroase duminică, miroase a casă mare. Nu, casă mare nu. Nu, nu se poate, spune casă mare. Miroase a duminică, miroase a casă. Atât. Ce cu mare? Pentru că supremația omului este casa. Mai mare decât casa nu există. Casa mică nu există. Uite, nu, eu spun ca idee. Deci, mă, că n-ai aici. Ce vrei să spui că ai limbat limitare cu mare? Nu, nu, vreau să știu dar numai dacă mă înțelegi ce spun. Casa este țelul suprem al omului și este celula vie a lui, a țăranului român și a fiecărui om. Casa nu poate fi mare sau mică. La fel cum mai e, aia e o treabă ca amorbul bătrân. Amorbul se știe de la sine că e bătrân. El nu poate să fie tânăr. Amorbul vieții. Orice amor. Amorbul înseamnă coborârea supremă. Că după amor vine nimicul. Adică moartea în întâlnirii. Mă rog, nu, da. Ăla e cu totul altceva. E altceva. Așa. Dacă poți să mă înțelegi, după acasă, după casă, nu mai pune mare, pentru că și așa se lungește versul și casă mare, nu merge. Aceste două cuvinte nu se leagă între ele. Mai ales într-un vers. Ca ăsta unde încep foarte frumos și termin urât. Adică îl strici din cauza tehnicii pe care vrei să o pui. Amorbul, iar așa, amorbul nu poate fi decât bătrân. Și mai sunt asemenea lucruri care la o citire atentă se poate naște. Eu ți-am dat doar câteva exemple ca dumneata să înțelegi despre ce este vorba. Nimeni nu poate spune cum să scrii. Toți pot spune părerea lor despre versurile dumitale. Cum le rumegi, cum le înțelegi, cum le modifici, asta e partea dumitale. Eu te sfătuiesc să... când le-ai scris astea? De curând, probabil. Domnul, nu poate mai vreau să zice aici. Eu te sfătuiesc să te uiți mai atent pe ele și să le mai iei la mână încă o dată. Și să mai ții cont de, uite, ce spune domnul călugărul, dânsa, adică fiecare ascultător să înregistreze, să te duce acasă și pur și simplu să spui, mă, ce a spus ăla? A spus bine sau a spus rău? Dacă unul din cei care vorbesc este pe aceeași lungime de undă cu gândirea dumitale, gândirea poezică vorbesc, atunci modifici textul și spui, mă, stai că țin cont. Iar așa, să te ferești de începuturile cu iar. Când un vers începe cu iar, cu tare și cu tare, se întrebuințează foarte rar și este periculos de acest cuvânt la începutul versului. Exact cum sunt casă, apoi, iar aceste cuvinte nu sunt pentru început de vers. De regulă. Restul, v-am spus, este foarte surprinzător pentru mine și a fost o audiere plăcută. Mai sunt lucruri care ar trebui pigulite, dar eu nu pot citi acum și eu dacă nu citesc textul să-l înțeleg, eu nu pot vorbi aiurea. Eu ți-am spus lucruri care le-am simțit în momentul când am auzit versul. Și părerea mea este că sunt semne bune, dacă poți să mai umpli pe ele și să vezi să versul să mai curgă, dintr-un vers în altul, așa să curgă, fără să ai o prelegi din alea. Am spus cu tare. Urmă vin cu iar așa, ca niște lozinci frumoase spuse una după alta. Nu! Poezia nu trebuie să fie lozincă, trebuie să fie un râu care curge dintr-un vers în altul. Fără să ai o prelegi. Fără virgule, dacă se poate, fără punct. Punctul se pune la sfârșit de strofă sau de poem. Cursivitatea să fie, ai nevoie de puțină cursivitate ca să fie câteva poeme foarte bune din astea. Ți-am spus, sunt metafore foarte grozave, foarte bune, care m-au impresionat și plăcut și nu mă așteptam la acest lucru. Ce-o spun cinstit, știți, noi am mai discutat despre poezii. Nu mă așteptam să văd asemenea poezii din partea dumitale. Sunt foarte plăcut, surprins. Mulțumesc! Și noi mulțumim!
Să știți că sunt unele dintre cele mai reușite poeme ale domnului Horișcă. Este, vedeți, un grupaj de pasteluri, dacă putem spune așa, este... Păi cam toate sunt pasteluri. Da, da. Dacă poți să le dăm viață, chiar zic că sunt cam moarte. Pastelul de regulă e mocii, dar numai mari poeți se bagă la pasteluri. Pentru că ele sunt foarte greu. Este pastelul, este precum o natură moartă la pictorie, știți, fără și... valoare mare. Valoare mare a unui tablou este atunci când e un portret, o viață, ceva. Da. Și să faci mai vie poezia. Să faci la timpul prezent, să aibă o activitate, o ceva în ea. O idee care să miște, să zboare de acolo până acolo. Nu le citesc eu artistic, tonalitatea care poți să citești cu care... Nu, majoritatea sunt la timpul trecut. Nu, majoritatea sunt la timpul trecut și la timpul descrieri. Și să știți că degeaba spuneți lucrul ăsta, noi am stat cu textele în față. Deci nu ne-am lăsat seduși, influențați de lectura sau de stilul dumneavoastră interpretativ. Deci atenție, ceea ce s-a spus aici este dincolo de felul în care ați citit. Noi vorbim de text, că pe noi textul ne interesează. Haideți să continuăm. Cine mai dorește? Haideți, vă rugăm. Așa cum a fost scurmit și colegul Alexandru Ciorciui, într-adevăr, domnul Horișcă, se pare că și-a găsit un drum în această poezie în care frumusețea naturii, culoarea, mireasma degajată de tot ce înseamnă natură, capătă și în cuvintele lui în echivalent. Sigur că mai sunt niște lucruri la punct și apoi urmează ca să ne oprim asupra lor. De pildă aici, verde cărunt se ivește pe coaste, îmi place. Trezit de lumina trezită din cer. Invită din cer. Da. Trezit de lumina. Asta se invită din cer. Deci, în momentul în care pe spații strânse se repetă același cuvânt, credează o sărăcie avocabilă. Foarte bine spus, foarte bine spus. Ori, este cazul, mintu-se poet, nici că trebuie să aibă grijă de acest aspect. La fel îl aștept picturi, pictez în prima strofă, pictez și la a treia, pictată, nu știu, picturi, așa, ce revisez. Dar aici găsesc un lucru frumos. Presar parfumul din pelin de dorul tău. Deci, dorul e un sentiment, se pare, de mare realitate și care poate fi cumva figurat prin ceea ce răspândește în jur. Cum este versul? Cum este versul? Presar parfumul din pelin de dorul tău. Dacă ai inversat, de dorul tău presar alea din pelin, nu, ar fi poetic, mai poetic. Așa este spus ca o proză. Este o... Dar ca imagine e frumoasă. Ca imagine e foarte frumoasă, da, asta spun. E foarte frumoasă ca imagine. Așa. Chemând oamenii în case, le dăvese cu povești. Și aici... Afară frunza prefăcută iar în ceară și acel butui cu rol de felinar. Eu aș fi zis aici, în loc de cu rol de felinar, aș fi zis și acel butui un fel de felinar. În sensul că există și o asemănare între rotunjimea, felinarul, lumina gălbuie și butuie. Ai impresia că alăturând butuia și felinarul se pot substitui unul prin altul sau alătura în cazul ăsta. Și mai avem aici, asta s-a zis, miroase. E, cum vine asta? Îl întrebă domnul Horișcă. Vagi amintiri înnegate în valuri de dulce parfum cu gust de pelin. Păi dacă e dulce, nu poți să mai aibă în același de pelin. De pelin, da.
Cum poți să fie în același timp cu gust de pelin dacă e dulce, te duce. Parfumul este dulce. Da. Dulce parfum. Da, dar parfumul este frumoase și gustul este gust. Deci nu, 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 aici face metaforă că parfumul are gust de pelin. Are utilizația. Totuși, nu se pot alătura dulce, dulce cu pelin. Pelin. Și până la urmă urmei și parfumul, care este o, un ceva care se miroase, dar amăruiul are alt gust decât dulce. Da, parfumul are și dulceața, dar are și gustul. Că dacă cumva dai pe gust, într-adevăr, este amar. Este amar. Amar. Da. De aici am plecat. Parfumul niciodată nu este amar. Aici s-a dacă aici dacă aici miroase, miroase aluminică și miroc, în loc de acasă mare, miroase a taină. Că duminică și asta sugerează sărbătoare, sugerează chiar și taina de, de care se ascunde în momentele de sărbătoare. Seriile de ceară îmi place. Ce mai îmi place strofa aceasta. Și spune-i capitalului imaculat anghelic și prin aroma dulce a florilor de mai îi voi găti aici, la mine în suflet și o-i aștepta să lingă cu amul peste plată. Armonie, muzicalitate. Aici e foarte frumos. Da. Și aici deci are cuvintele cu urbindicele. Sigur. Și strofa e încecată, e locul. Iarăși o strofă frumoasă. Și încărunțesc copacii și via și butiu. Iată o repetiție care crește intensitatea sentimentului. Da. Și aia, deci o acumulare cantitativă, că e aici un sat cantitativ în calitate. Și ajung ca lumânarea într-un măreț altar. Ajung ca lumânarea într-un măreț altar. Moartea lenta să încercă la copacul. Tocmai de aceea m-am și ocupat această sfântă care mi se pare reușită. Da, și următorul vers. Te vechi, părere de toamnă, se plimbă, se plimbă vinul tânăr. E superb. Amețitorul de dulce, amețitor de amar. E, aici merg. Aici, da. Fiindcă există vin dulce amăruit. Da, da. Așa. Și am să citesc ultima poezie care mi-a făcut în întregime, Miros de măr. Septembrie întoarce clepsidră și ascultă cum frunzele cad în culori de nisip, iar nori îmbrăcați în eșarfe de porusele acoperă cerul pictat de anfibat. E foarte umbrele ierbii, atenție, umbrele ierbii se culc aromă de struguri, de pere, de vin, de butuieri, acela amestec de bogățiile, de gusturile și aromele toamnei, așa, în suflet se aștepte tristeții sau poate regrete că vara în sufletul lui a plecat și zboară în zări game calde de ocru pe aripi de vânt. Cu arama sub soare se naște povestea din aur, cu numele toamnă și miros de măr. Deci are Dumnezeu și îngeri, extraordinar. Deci iată că are lucruri care îți dau încredere în talentul poetic al lui. Vedeți de ce am ținut morțiș ca să, cum să spun, plecând de la ideea lui Sandu excepțională, de a face atelier literar, să îl zgâlțim puțin, pentru că dânsul nici nu are un volum de autor închegat, nici nu prea pune mare preț pe, cum să spun, aceste detalii deosebit de importante. Să știți că poezia cu virtuțile extraordinar subliniate de amândoi vorbitorii, antevorbitorii, are nevoie și de acele detalii care se referă, bineînțeles, la cuvintele de legătură, la repetiții, dar la acele repetiții
care obsesiv au nevoie de cuvinte potrivite pentru a accentua nevoia, trebuința repetării, repetiției. Dânsul, de multe ori, deci dânsul are un instinct nativ pe care nu îl subordonează, cum să spun, acestui travaliu de câteodată de Sisif, ca să pilești, să pilești, să pilești, până ajunge acolo la dimensiunea tehnic vorbind, potrivită, adică în data de standard sau data de etalonul respectiv. Pare un lucru ciudat, dar repetiția poate omori poezia. Exact, poate sigur că da. Și vedeți de ce e nevoie, pentru că e o poezie atât de frumoasă. Când vorbești de asemenea metafore pe care le-ați explicitat aici, nu poți să te lași călcat în picioare de un cuvânt nepotrivit. Sau vedeți măsura. Măsura sau ritmul. Ritmul. Vedeți ce nevoie este de detalii aici. E foarte, de asta zic, și nu trebuie să vă grăbiți. Dom'le, are un stil de a scrie de-asta glandular, așa, adică productivitate. Și vedeți că toate poemele au cel puțin 3 strofe. Deci se aruncă la dănăval, așa, să scrie, să scrie, să scrie. Nu trebuie. Mai bine să faceți un catren. Mai bine să faceți 2 versuri potrivite, cu 2 metafore, uite, care au fost aici atât de bine scoase în evidență. De ce să scrieți mult și să... Nu prost, că nu e vorba, ci... Deci la asemenea virtus nu poți să spui de prostie. Ce mi-a plăcut, am spus fără rezerve. Și să știți, din punctul meu de vedere, părțile astea valoroase sunt mult mai multe decât... Sigur, o pondera mult mai mare decât... Astea sunt mărunțișuri. Astea oricând le puteți rezolva. Sigur că da. Vă rugăm. La ultimele poezie, la Ștern Picturi, la ultima strofă, nu mi se pare că e veridică. De dorul tău pictez sonate. N-ai cum să pictez sonatele. Sonatele se scriu, poate de dorul tău compun sonate. Ei, dar scriu și în spân să le scultez. Nu se poate, doamnă. În poezie se amis orice. Ca metaforă se poate, cu sonata să faci orice. S-o asculti de regulă. Este? Da, dar pe urmă spune, le ascult și în plâns să le scultez. Deci, cum da, doamne, eu mai am auzit odată o metaforă tot referitor la sonate care spunea că aș vrea să mă ascund într-o sonată. Foarte frumos. Asta da, e și cu sonata poți face orice în poezie, personificându-o. Poți face orice. Este foarte frumos. Ce-i treaba aceasta? Poți face orice cu ea. Sigur, sigur. Da. Și pictat, și sculptat, sigur. Că poți să o sculptezi, poți să o miroși, poți să o arunci pe sigar, să faci orice cu ea. Dar în pânză nu poate fi sculptată. Le ascult și în pânză le sculptez. Te ascult și în pânză? În pânză le sculptez. Ei, aici e cam forțat. Adică de dragul... Nu știu, ceva... Da. Aici... Le ascult și în pânză le așez. Să le încrustez mai bine. Care se apropie și de una și de alta. Dar se poate încrusta la modul ideal. Să le încrustez. Da. Și plus că vine ori le pictez, ori le scultez. Nu mai dau în două. Aici este, cred, îndrăzneț. Adică face... vrea să facă o revoluție în cuvintele... Bă, foarte bine că îndrăznești. Cine nu îndrăznește, nu reușește. Corect. E foarte bine că face lucrul ăsta. Și eu spun, și eu sunt partizanul ideii. Da. Așa e. Dar acum să vă spun și eu. Uneori, domnul schimbă ritmul. Așa, așa, aici e... Schimbă ritmul și imediat se simte că e altceva. Apoi, aici o greșeală chiar. Să știi, pe prag, la poartă, aștept ca dumii tale să intre în ogradă. Păi dumii tale ăsta e la dialog. Ce poezie la, este? Mă rugit cu tine. Dumii tale ăsta nu e dumneata. Dumii tale este la altă caz. Nominativ, genitiv, dativ, dumii tale. Dumii tale este... Încă o dată versul, vă rog frumos. Copiți? Repetați versul, încă o dată.
m-am rânduit cu tine, bătrânele, să știi, nu lăsați pe doamna. Să știi pe Fran, la poartă, aștept ca Dumitale să intri în ograndă, te aștept de atâtea ori. Dumitale nu spui la iubită tu. Dumitale nu spui iubite. Îi spui tu, îi spui tine. Nu, dar nu să spui la început. Nu îi spui la început. Nu, dar fostul ce nu era vorba de iubită, ci de amor și de elementele, mă rog, la care se adreștează. Dumitale nu... Nu, aici e nefericit cuvântul. Dumitale nu se spune în poezie. Nu aștepta Dumitale. Ție. Ție. Da. Dumitale nu se spune în poezie. Ca să aibă număr de silabe dumneata. E, aici, aici se vede, cum să spun, ca forțat. Vedeți că forțează. Aștept ca dumneata să intri în ograndă. Da, dacă e vorba de adresare. Da. Și poți să îl scoți definitiv și aștept să vină. Aștept să vină răbdare. Aștept să intri în ograndă. Apropo de ritm aici, în ser cu multă liniște, am zis în ser cu multă pace. Mai simplu ca să câștige la elementul ritm. În ser, cu multă pace, la poarta Dumitale, aici, la poarta Dumitale a ta, Dumitale, dar nu e așa, nu e vorba de iubită, ci e vorba de amburg și de elementele naturii, așa, dar aici jos este, aștept ca Dumitale, atât nu e corect. Nu-mi place aici, aștept în picturi, ca nu cumva să pot să uit. Ca nu cumva să pot să uit. Nu, asta e prozaic. Nu e poezii spus. Da. Aștept, nu... Da, să spui. Așa, nu uit, să nu duce, nu... Mă rog, nu ori adunați în turul ăsta, mi se pare lucin. De la Eminescu. Păi, amintire, să pot fi... Adunați în turul meu. Sau poriunc, doamnă. Nu știu de ce danul, dar este o conjuncție adversativă. Merg, dar cum pot așa? Și aici nu totdeauna merge. Da, cum spunea domnul, că nu se începe cu însă și dar nu te lăsa înspre stele, dar te îndeamnă să-l privești. Darul ăsta, adversativ, ăsta nu merge aici. Perechi de oameni, ei fiind îndrăgostiți, nu merge. Urmărind perechi de oameni, ei fiind îndrăgostiți, la cornei împloriți, ei fiind îndrăgostiți, aici e prozaic, așa. Păi asta este cam toată făcută varză, să fie și mie cu iertare. Gândiți-vă, uite, numai la strofa asta a doua, în primul rând, nici nu are nici logică. Ce poezie? Poezia cornii înfloriți. Păi uitați-vă, spune, dar nici nu știi la ce se referă. Uite, lecturez în întregime strofa. Stele apar sub umbra ploii, chemând dorurile mele, chemând oamenii în case lângă mese cu povești, iar crenguțele de aur ale cornului în floare nu te lasă înspre stele, dar te îndeamnă să-l privești. Păi care-i subiectul aici? Stau și mă întreb. Pe cine să privești? Da. Pe cine? E o dislocare de sens. Și de regulă, hai să vă mai spun, numai două cuvinte ce ai citit acum. Da. Dorurile mele. Da. Mele putea să fie, pentru că să înțelege că dorul. Sigur. Și lăsați așa să înțelege că ale sale. Da. Dar te îndeamnă să privești. Și lași pe dai la o parte pe lui. Sigur. Să privești, da. Păi lâul ăla n-are ce căuta, că nu... Nu se plimbă printre cornii întoriți, dar mă rog. Iarăși mi se pare, tot timpul e schimbarea ritmului. Apară prunza prefăcută iarăși, iarăși apare acest iar. Și acel butui cu rol de felinar s-a îmbrăcat în mirosul tău, iară. I-am spus ei... Așa? La urechi. Trezind, probabil, nu? Da. Aici e trezind? Trezând, nu? Trezind. La frunza prefăcută în ceară jos. La penultima strofă. Trezind. Trezind. Pe cuin, aici. Trezind ce? În mine, patii,
ea și ea. Aveți ce vedeți cu ea, e forțat ca să îi rimeze. Aici nu poate fi. Da, aici merge. Și trece doamna acolo. Trăgându-ne în urmă reguli și puteți. Aici e ideea de ecologie. Iar tu ne pare de ecologie. Tu care? Tu cine? Aici. Urmă, tot așa. Nu ți-a dispare. Da, elemente de natură. Unde mai plânge tăria din timp, mi se pare puțin... Aici am rugit cu tine, nu? La rugit cu tine, nu? Aici am greșeală, nu? Atât. E rugit acolo, nu? Da. A, și încă ceva, domnul, exact cum spunea domnul Cățel, că domnul Corișca a sesizat treaba asta, că amor este într-un fel similar cu bătrâne. Și aici spune amor, gură, virgulă, bătrâne. Deci, nu e greșit. Da. Amor cu bătrâne, amor cu virgulă. E bine așa. Că dacă spuneai amor cu bătrâne, era ce simțase domnul. Dar mai spune tot acolo că e amor bătrân. Fără virgulă. Da. Da. Tot în acel poem mai. Da, probabil, nu, dar mi-a rămas în versul ăsta. Da. Apoi, cred că... Iar cum le zic? E puțin... În versul, în al doua strofă. Versul 4. Nu, aici, la... M-am rugit cu tine, amorurile bătrâne. M-am rugit cu tine, amorurile bătrâne. Și primul vers, m-am rugit cu tine, bătrânul amor. Aici nu e bine. Dincolo este, mă rog. Așa. Și încă ce am pasat puțin. Brunuri? Brunuri e vorba de brun? Da, brun. A, brunuri, aha. Culoarea. Înainte, adică puțin mai sus, că sunteți pe pagina respectivă, vreau să fac o mică paranteză. Ca să vedeți ce asociere nefericită lângă o metaforă excepțională. Spune în poemul Flori de Jasmin, în strofa a doua, se termină unde mai plânge tăria din vin. Este o metaforă excepțională, iar versul de dinainte spune, e ca și cum ai dat cu bâta în baltă, zice, praf de polen mi se așterne pe prag, deci spune pe prag, concretizează și după aia, unde mai plânge tăria din vin. Dar să știi că la ureche nu e bine, din vin. Unde mai plânge tăria din vin. Se înțelege, nu? Deci metafora, deci luată doar așa simplu, unde mai plânge tăria din vin, eu zic că e bună, adică n-are nicio... Dar nu... avem și mai mult dacă ar spune unde plânge tăria în vin. Sau așa, sigur. Exact. Asocierea, ce e adevărat, doamne? Da, da, da. Unde mai plânge tăria în vin. Vin. Ideea rămâne aceea. Sigur. Ideea rămâne aceea. Mai adâncește. Da. Apoi mi se pare o trecere de la elementul permanent al naturii la elemente banale. Da, da. Doamna care, făcându-și iar valiza, se uită așa, iar cheamă taxiul. Bine, e, mă rog. E modern. Nu putem chiar să reproșăm, dar... Exact așa, ce ploua undeva la sărută... Zâmbește printre lacrimi ce ploua undeva. Aia, da. Asta este fără, iarăși fără sens, versul ăsta. Și apoi, dacă e sărută toamna, apare în strofa a treia a florilor de mai. Păi dacă suntem în doamnă, nu știu dacă mai avea rost aici aproape. Îi voi găsi cămara aici la mine în suflet, da? Nu, aici știți ce vrea să facă? Nu știu cum să spun, o suprapunere a celor două planuri, iarnă, primăvară, adică înflorirea cu albul zăpezii. Da, exact. Nu spune de ce o spui tu. El trebuia să spună, noi trebuia să o tipuim din da. Mă înțeles? Da, da, sigur. Nu-i o apărare, că e destul de pe picioare, ca să... Da. E destul de bine. Cred că domnul Corișca trebuie exact așa, să țină seama de recomandările și a dumneavoastră, și poate
mă rog, să ierte. Nu, deci aici când sunt bijuterii. După ce am comentat 40 de ani poezii la catedră, am ceva. Sigur că da, sigur. Dumneavoastră, cum să spun, așezați firesc toată rostirea asta, dar știți ce nu trebuie să uităm? Bogăția, zestrea, comoara poetică pe care o are instinctual. Astea sunt mărunțișuri, deci tot ce discutăm noi, cuvinte de legătură, sunt foarte importante, dar nu determinante. Deci valoarea rămâne prin sine, prin aceste metafore scăpărătoare. Că nu poți, deci ți-ai dat palme dacă îi spune că nu e poezie valoroasă. Și îți vine să plângi pentru ea, că vezi că e nesocotită, că e lăsată... Domnul Horișcă, știți ce vă propun eu, așa, poate sunteți de acord. Setul ăsta de pasteluri, vreți în lumina celor discutate să-l revizuiți și să ne-l prezentați data viitoare cu niște schimbări? Să încerc. Ce ziceți? Ca să vedem și ce câștigăm. Da, da. Ce câștigați de fapt? Nu, lăsați să facă pândelete. Pândelete, nu! Râsul de cuvință. Sigur. Și să... Pe mine mă deranjează elementul ritm. Că așa, cu drână, așa, omii și-aruncă din nou haina în scurt, acoperim cu căldură pământ, aici ritm. Nu, acolo e problemă mare. Nici nu trebuie să intrăm, că ne scufundăm rău de tot dacă vorbim de ritm aici. Și protein spre anotimpul ce strânge din corpul. Mă rog, trebuie găsit ceva care să... Așa. Iar noi îmbrăcați în eșarpe de păsări, acoperă celul pictat de anotimp. Dar sună frumos. Foarte frumos sună. Da. Și zbărânță gambe calde de popo pe aripi de vânt cu aroma de... Se naște povestea din aur cu numele Doamna. Bine, domnule, exact ce spune dumneavoastră, domnul Curiști, că trebuie să stea asupra versurilor. Nu trebuie să stea, trebuie să muncească. Aici e... Să stea în sensul de a medita. Și aici vine mirosul de mărval, ca să fie același număr de silabe ca pe arii de rumpă a ramă în părere. Că nu e toamna și mirosul de măr. În orice caz, cine e capabil de asemenea metafore, eu sunt convins că e poet autentic și că poate lăsa în urmă o pildă minunată, care să, cum să spun, să fie exemplu de poezie. O bogăție de bogăție, sigur. Extraordinară. Să se lase de poeziile și astea, asta e literatură, domnul Horici. Și privindul, că are o vârstă venerabilă. Asta e literatură, nu alea social. Era domnul Horici, odată a venit la noi la club și a citit tot așa ceva social. Da. Dar nu, cu piață, cu moș, cu babe, cu nu știu ce, cumpărăm, cu piață, bine. Vă spun drept, eu nu să vă fac semn, era fără sfârșit. Unii dintre noi au plecat, au ieșit afară. O doamnă mă întreabă, doamna Caronanda, mă întreabă, dar ce? Cât mai ține asta? Deci totul era pe... Nu, dar era și Rozincă. Da, Rozincă, Rozincă, Rozincă. Era vorba de multe aspecte. Foarte multe aspecte care s-a scris poezia aia în luni. Eu singură dată în viață am văzut un om care a scris numai din dragoste. Eram cu Stan și la cenatul, la George Bacovia, venea un văzânel scund, așa să fie un vreo 50 de kilograme. Și care râdea tot timpul. Și fata îi râdea, și ochii râdea. Și era slăbuț, așa, nu prea avea cultură. L-am întrebat cu ce se ocupă și a spus, păi a fost muncitor, avea vreo 75 de ani. Și îi spuneam, păi dar de ce vii? Că el nu citea niciodată, venea cu o jumătate de oră înainte, își lua un scăunel, stătea pe acolo și asculta. Și noi, tinerii, ca să râdem puțin de el, că era așa, dar dumneata ce scrie? Eu nu scriu poezie, că am scris în tinerețe, dar am scris atât de prost încât m-am lăsat.
Și ce facem? Mă atinge vilace Napoli. Păi să ascult și eu poezie, da. Și de ce nu mai scrii? Ba scriu. Ce scriu? Biblia. Ce faci? Ce faci? Versific Biblia. Păi nu e simplu. Domnule, avea 39 de caiete studențești. Timp de 8 ani de zile, în fiecare zi, el lua și versifica Biblia. Și l-am întrebat, dar de ce faci lucrul ăsta? Că niciodată, fiind prin 68-69, vă dați seama de... Niciodată nimeni nu-ți va lua în considerație asta. Ce dacă asta e trăirea mea? L-am apreciat pentru lucrul ăsta și am să-l țin minte toată viața. Sinceritate. El vroia, el avea dragoste de poezie. Nu avea capacitatea de a scrie. Și atunci el versifica Biblia. Vă dați seama, o muncă titanică, domnule. Da, 8 ani de zile, avea 39 de caiete studențești. Forme, da, bă. Este mai extraordinar. Să scrii ceea ce gândești și simți. Ia spuneți-mi, ce părere aveți dacă, să facem un exercițiu de imaginație, dacă domnul Horișcă ar scrie poezie în vers liber, credeți că l-ar avantaja acest stil pe care îl are? Nu. Sau credeți că ar fi capabil să scrie o poezie bună în vers liber? E capabil. Capabil este, dar nu cred că l-ar avantaja. Poezia în vers liber e mai grea decât... Da, pentru că trebuie să aducă atenție intelectuală și ideile... E mult mai grea. Acolo trebuie să ai un ritm interior. Dânsul nu are ritmul exterior tehnic al versului clasic atât de bine dezvoltat. Dar ritmul interior al poeziei care... N-am auzit nicio poezie în vers liber scrisă de dânsul până acum, trebuie să recunosc. Dar eu personal l-aș crede capabil de așa ceva. Bine, nu poezii de mare întindere, ci poezii... Sigur. Știți ce se întâmplă? Cine scrie foarte mult în vers clasic, este foarte greu și proză să scrie. Pentru că implicit scrie acolo două, trei cuvinte și imediat îți vine în minte rima. Părerea mea că ar fi o eliberare pentru dânsul dacă ar încerca măcar să facă așa ceva. Păi, da.